prefațez acest subiect cu sintagma Mamma mia! Maria Iordănescu. Ce avem aici? Hai să o vedem pe Maria, doamnelor și domnilor. Bine ai venit! Uite aici, copilul nostru, o secundă. Deci, haideți să vă spun ceva, că nu o să vorbim foarte mult de chestia asta, dar e important. Care este virtutea unui pupitru de știri? Poți să ajungi până în luna a 8-a. Și să nu se vadă. Da. Pentru că dacă o așezăm așa în profil pe prietena noastră, stai Marie, care, uite, stai, camera unuia așa, da? Okay. Așa, nici nu se prinde lumea. Așa, așa, puțin, puțin. Uite, doamnelor și domnilor, tata Puiu este bunicul Puiu, după cum vedeți, da, foarte e frumos. Maria, fata noastră cea cu minte, am fost acolo când a debutat în presă, am fost acolo la Ima când a crescut, am fost la când a făcut nunta. Așa că mergem mai peste departe. Peste tot, da. Povestea continuă, cum se spune. Povestea merge mai departe, da. Doamnelor și domnilor, o să vorbim imediat și despre faptul că Prima TV este în continuare în prima linie, apropo de evenimentele echipei naționale. Din punct de Maria are sentimente amestecate aici, pentru că se știe, fratele ei nu este altcineva decât selecționerul echipei naționale, vorba despre Eduard Iordănescu. Pe de altă parte însă, vrei să vorbim de burtică înainte sau după? Știi, cam banca. Cum vrei tu. Da. Hai să vă ținem de vorbă mai întâi cu meciul. Cum e, dragă, cu fotbalul? Ce vedeam la Prima TV? Meciul naționalei cu Belarus de la 21 și 45 de minute, mai exact în ziua de marți. Eu aș încerca, să spun așa, să particip și eu la meci. Nu știu dacă voi primi acordul familiei, pentru că trăiesc mult prea intens meciurile. Însă, da, dacă n-ajung, sunt cu ochii pe Prima TV. Nu vrei să stai și tu liniștită? Păi nu? Adică, ia-ți dai seama, știi, una e să vezi un meci să te ia flama, dar când mai e și fratele tău, e, adică eu mai bine, de dragul noi, adică noi noastre, adică o să vă spun exact sexul, ea trebuie, nu, astăzi ea povestește, Maria, nu eu, de dragul noului rol în viață, trebuie să stea mai cu minte. Așadar, Prima TV, meciul cu Belarusul, 21:45, de altfel marți va fi o zi plină de fotbal și de informații legate de fotbal. Maria va fi la pupitrul știrilor, așa cum v-ați obișnuit. Încă, nu mai, gata. Gata? Am intrat în vacanță. De când? Cam de 2-3 săptămâni. Uite, cam așa. Vezi, înainte când făceam pasa aia, te mai auzeam. Îți auzeam vocea, știam care-i treaba. Și stai acasă? Încerc să stau și pe acasă, dar pentru nu. Că sunt multe activități de făcut în perioada asta. E ultima sută de metri, cum se spune, și trebuie să pregătesc lucrurile pentru bebe cum și așa mai fi, departe. De exemplu. Adică, spre exemplu, în ultima perioadă m-am ocupat foarte mult să găsesc un cum se numește, un leagăn din acela automat, să-i cumpăr hăinuțele, să-i cumpăr tot ce are nevoie, cădițe de bebeluș și așa mai departe. Fiți atenți, acum punem întrebarea. Leagănul este albastru sau roz? Este bej. Ce e aia, mă? Bă, nici nu mai știi, că înainte știi cum era cu bancul ăla. Eu sunt băiețel și tu ești fetiță. Și cum dai seama că e băiețel? După botoșei, dacă botoșei sunt roz, e fetiță. Păi nu, că ăsta-i liniști, că în dressing deja are pe umeraș puse haine doar alb, bej și roz. Nici o altă roz, culoare. Gata, s-a strigat, doamnelor și domnilor. Prima oară avem o fetiță, o nepoțică pentru maestru Puiu Iordănescu, care nu este la prima experiență de bunic, dar nu știu dacă vrei să-mi spui ce mi-ai spus tu mai devreme în culise, că mi s-a părut foarte emoționat. Dacă vrei, bine, dacă nu, nu te întreb. Da, tata se bucură foarte mult de sarcină și de faptul că am ajuns în punctul acesta și mi-a spus că mai, practic pentru ce mai trăiește să mă vadă pe mine mămică și apoi poate să moară. Adică și mult... am zis, mama mi-a emoționat foarte tare când mi-a spus lucrul acesta, pentru că știu că o să-i fie foarte greu în momentul în care o să se întâmple. Mi-a spus că el o să stea departe și doar să afle așa, că gata, am născut și altceva să nu știe. Și nu dă fugă la spital să-și vadă nepoțica? Da, dar nu vrea să știe înainte. A zis, nu pot să știu. Eu mă duc, mă refugiez undeva în munți și să nu știu că naști. Bine, e o glumă, normal. Normal, așa cum sunt convins că în ziua respectivă va ști maestru Anghel Iordănescu și o să fie cu cele 5 celebre icoane în mână să se roage ca Dumnezeu să-ți dea o naștere ușoară, ceea ce este foarte bine. Natural? Încerc, da. Încerc, da? Da. Uite, eu văzându-te la TV, ca dovadă că nici nu m-am prins când ai lipsit, nici nu mi-am dat seama dacă a fost o sarcină ușoară sau grea. Nu, n-a fost simplu deloc. Dar cum ai făcut, peste... frate, că te-am văzut la știri, erai foarte ok.
Păi, după ce se închideau camerele, fugeam repede la spital, mai făceam o perfuzie, mă întorceam la muncă, cam așa. Bun. Soțul tău a fost cu un îngeraș, așa cum îl știm, a fost alături de tine. Da, și mulțumesc pentru asta, pentru că altfel n-aș fi reușit. Bineînțeles, în primul rând, Dumnezeu. Absolut. Aveam o icoană lângă mine și în fiecare seară țineam icoana în brațe și mă rugam să ador mai repede să nu mai simt momentele grele. Și dacă nu l-aveam alături pe el, alături de mine, cred că parcursul s-ar fi fost mult, mult mai dificil. Chiar a fost alături de mine și m-a ajutat în fiecare moment. Ai avut o perioadă mai grea sau s-au liniștit lucrurile acum? Cum e? Fiecare perioadă a avut greutățile și dificultățile ei. Pe început au fost grețurile, apoi dureri de spate, acum dureri de ligamente. N-am avut o perioadă, să spun, liniștită în care am fost ok, super bine. Dar asta este, practic, sacrificiul pe care trebuie să-l facem noi femeile ca să ne întâlnim minunile. Și cred că uităm în momentul acela tot ce a fost mai greu. Dacă nu mi-ai spune și dacă n-aș vedea burtica, nu m-aș prinde că ești însărcinată, în sensul în care a fost o sarcină în care există femei. Acum iarăși o să o pomenesc pe Nicoleta Luciu, că ea a fost cea mai evidentă. Da. Ea a ajuns la 101 kg când a născut primul copilaș. Da, mi-aduc aminte. La triples, nu. Da, da. Tu nu prea ai pus kilograme. Cum ai făcut? Eu am pus, doamnele, cred, sunt cu siguranță că sunt interesate. Eu cred că am pus 8-9 kg, dintre care două sunt ale lui bebe. Am înțeles. Nu știu. Cred că, într-adevăr, pe prima parte a sarcinii am scăzut puțin, câteva kilograme. Pentru că nu mă alimentam cum trebuie, nu puteam să mănânc. A, nu-ți venea, că nu puteai? Da, nu puteam. În partea a doua am început, ok, să mai iau câteva kilograme, dar am mâncat ceea ce am simțit. Într-adevăr, am stat departe de carne, nu prea am putut să consum carne. În schimb, dulcele meu, cu ghilimele de rigoare, au fost fructele. Ok, natural. Da, natural. Am mâncat foarte, foarte sănătos. Mai puțin în ultimele cam 10 zile, 2 săptămâni, când am dat buzdea în ciocolată. Doamne, am mâncat la ciocolată când am mâncat toată viața. Ce drăguță e! Am băgat ciocolată, n-am mâncat în viață, mai atat ciocolată. Da. Foarte drăguț. E foarte bine, important e să fie o perioadă liniștită, pentru ca și bebele să vină în condițiile cele mai firești și naturale și în liniște și în armonie. Pot să pariez că are un nume sfânt. Noi am ales numele Tea. Ce drăguț! Este o sfântă mucenică care se serbează în luna februarie și cumva ne-a plăcut, am fost între Lea și Tea. Ce doar drăguț! Că, da, doar că Tea aduce și cumva cu Teodor, numele soțului meu. Toată lumea îi spune Ted, dar am zis că așa o legătură între ei și, sincer, chiar simt că va fi o legătură. Adică eu simt că fetița mea va seamăna cu el. Și am zis că, se spune că dacă seamănă, știi, se spune cine iubește mai mult, dar nu facem... Bine, acum e secret între noi și sper să semene cu el. Că el e liniștit, că e calm, că e calculat, că este fix așa cum îmi doresc eu. Ești agitată? Eu sunt mai vulcanică câteodată, să zicem așa. Nu m-am prins niciodată. Unde ai ascuns treaba asta? Că mie mi s-a părut întotdeauna că ești un copil păi cu minte. Cum? Nu mai ești copil acum, că n-aș copil. Păi de acum, că știi că am trăit cu trei frați. Adică n-aș fi avut cum să... Mai am o rătură mai băiețoasă așa câteodată. Bună, așa aici că el e... îi avem pe cei trei frați, că tocmai am vorbit despre ei. Edi ce a zis când a auzit faptul că va avea, va fi unchi de... Edi conducea când i-am dat vestea, l-am sunat cu video și i-am spus și n-a crezut, nici el, nici Andrei, fratele, cel de-al doilea frate, n-au crezut efectiv, au zis, tu glumești. Că de ce? Nu credeau, pentru că probabil nu... Câți băieți sunteți în familie, frate, mai vreți? Nu. E o echipă mare la voi. Nu, da, eu zic că inițial când a aflat că sunt sărcinată, nu cum știau. A, n-a crezut. Da, nu au crezut, efectiv. Unul dintre ei mi-a spus, dacă eu nu văd testul de sarcină, eu nu te cred. Dar eu... Probabil pentru că n-au putut să accepte faptul că surioara lor mai mică a crescut și o să devină într-adevăr mamă. Da, surioara e mireasă, eu văd aici dovezile, adică cumva era în firea lucrurilor, cum ești tu așa în viață, mă așteptam să ajungi aici. Da, da. Da. Iar în momentul în care el a aflat că o să am fetiță,
a fost unul destul de neplăcut, pentru că el tot punea presiune pe mine, spune-mi ce, și am zis, Edi, nu știu ce este. Doamna doctor nu mi-a spus, mi-a pus într-un plic ca noi să facem acea petrecere de gender reveal. Așa. Și el tot insista, nu că eu, spune-mi tu mie, că eu știu sigur că tu știi, dar nu vrei să-mi spui. Deci nu putea să facă primul 11 de atâta el, clar. După care mi-a spus, eu am vorbit cu managerul de la spital, mi-a zis mie că eu știu, am aflat, e băiat. Excepțional, și tu ce ai zis? Și am zis, nu, e adevărat că eu simt că e fetiță. Nu, că o să vezi tu că e băiat. După ce am zis, uite, gata, toată lumea a aflat, avem fetiță în familie, a zis, lasă că o să vezi tu după ce se naște că tot băiat e. Parcă nu-i venea să creadă că am fetiță. Eu acum, în calitate de tată de băiat, știu că trebuie să apară ceva în poză, nu? Dacă e băiețel, știi? Dacă nu e... Înseamnă... Nu e! Gata! S-a deschis șampania pentru Tea! Tea, zi-mi cum îl cheamă pe sus, că am uitat. Teodor. Teodor și numele de familie? Măgureanu. O să o cheme și Iordanescu, adică ia și numele tău? Sincer, nu m-am gândit. Da, doamnelor și domnilor, Tea Măgureanu, șampanie pentru ea. Mai avem câteva minute să mai vedem exact și despre ce mai vorbim despre fotbal la Prima TV, ce spune Eduard Iordanescu, cel în care ne punem atâtea speranțe. Și mai avem noi, că nu ne-am mai văzut de mult. Fa bucătarului, șef, în sensul în care tu nu faci nimica și dai... N-am făcut eu nimic. Nu, chiar m-a ajutat. Te-a ajutat că te-a bătut la cap. Mi-a luat scaunul, aveam și un scaun, asta s-a întâmplat cu adevărat. Gătești la varice, ca să zic așa, da? Da, doamnelor, pe genunchi. Hai, gai, spor la treabă, doamnelor. N-am avut eu prea multe pofte în sarcina, dar sosul ăla de șampanie. Mai bine nu zicea. Bagă tare cu sosul de șampanie. Avem o cerere de la copil de aici. Da? Da? Dacă nu suntem gata, Spidi Gonzalez scrie pe tine. Hai, bagă mare. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare am aflat că vom avea o fetiță, adică vom avea în familia Prima TV, se va naște o fetiță în zodia Taurului, se pare. Da. Dacă este mai sau când mai, am înțeles că mai depinde de ceva. Totuși, să facem o cerere, să vorbim cu doamne, care a avut grijă de tine, de tatăl tău, de familia ta, de toată lumea. Să facem așa, deci, cine e pe întâi? Soțul meu e pe întâi. Tata pe 4 și voi v-ați căsători pe? Pe 14. Dacă se poate între 4 și 14. Doamne, nu te supăra, o cerere simplă, adică să se bucure și oamenii, dar nu deodată cu toate. Așa, 3 zile de să-și revină, să mai fie o petrecere, nu? Merge? Da, așa. Prin urmare, în mai, despre naș o să vă mai povestim. Nașterea, după cum v-am spus, o să fie poate naturală la un spital privat din București, că nu este cazul. Totul amenajat? Da. Tot? În proporție de 99%. Vreau să știu ceva. Mama ta ce zice? Doamne, mama... Eu n-am văzut niciodată... E o femeie senzațională. Am mai văzut-o o singură dată la... A vorbit cu noi la cununia Mariei și, de fapt, o parte din liniștea și succesul domnului Iordanescu a fost acolo, acasă. Da, așa e, într-adevăr. N-am văzut-o niciodată pe mama reacționând așa. Și am mai văzut când am mai primit alte vești de sarcini în familie, dar așa cum a explodat cu ghilimele de rigoare de bucurie când a aflat că sunt și eu însărcinată, parcă n-a fost niciodată. Pentru că e diferit. Acum era pentru prima dată când copilul tău urma să dea naștere. Adică E și cea mai mică acolo. Și ai fost cea mai mică și... Da. E bobocul singura, familiei, știi? Singura fată. Aia e treaba. Doamnelor și domnilor, așadar, maestru Iordanescu, Angel, are emoții pentru fotbal, dar mai degrabă în mai sunt marile meciuri pentru el. Și apoi în iunie cu Edi. Exact. Bun. Cum îl simți pe Edi înainte de acest meci, pe care, repet, meciul cu Belarus, vă invităm la meciul cu Andorra, vorba lui Ilie Dumitrescu. Dacă ne mai și emoționăm la meciul cu Andorra, eu zic să ne rupem carnetele de antrenor. Și nu e cazul, sunt convins că va fi un meci în care băieții aia ce lucrează ei, funcționari, poștași, o să pună probleme, dar nici chiar așa. Deci, cu Andorra o să fie bine, n-am niciun fel de îndoială. Cum, ce-l simți pe Edi? Cum e? Foarte concentrat. Așa e întotdeauna înainte de meciuri. Se concentrează 100%
pe fotbal, pe ceea ce are de făcut, na, în cantonament, departe de familie, dar așa e din general, când are, mai ales când are un obiectiv sau un scop sau când are un pas important de făcut, se dedică 100% cauzei respective și acum nu e o excepție, adică face același lucru. Uite, vreau să te întreb ceva care cu siguranță poate să fie interesant, apropo de faptul că oamenii când au nevoie să treacă peste un eveniment cu încărcătură emoțională, unii dintre ei au talismane sau ritualuri anume. Tatăl tău avea care lumea ca proasta a râs, deci dacă primise de la părintele Argatu icoane și acele icoane l-au ajutat, păi să vă dea Dumnezeu tuturor să aveți asemenea icoane să vă ajute, da? Că Dumnezeu să știți că dă. Edi are vreun ritual sau vreun ceva anume, are vreun gen de superstiție? Nu știu să nu aibă. E ca tata. Tata nu, era nu mai... Nu, ok, are și el probabil iconițele lui sau o cruce sau cartea de rugăciuni, pentru că noi suntem... Toți. Noi, toți, da, exact, avem această legătură cu Dumnezeu și normal face și el același lucru. Dar nu cred că are ceva în mod special ca și talisman, vreun obiect sau vreun ritual sau... Nu. Are într-adevăr un prieten pe care nu lasă să meargă la meciuri, căruia îi spune că de fiecare dată când vii pierzi, așa că hai că tu stai acasă. Dar bine, sunt formă de glumă pentru că sunt cei mai buni prieteni. Dar nu. Da. Altceva nu. Doamnelor și domnilor, eu îi propun Mariei, dacă ne mai primește așa, după Paște să o mai întrebăm. Poate nu mai vine, că are puțină treabă, dar poate facem un Skype, poate ne mai vedem, poate vedem ce mai face Tea, să ne mai spună și nouă ce s-a mai întâmplat. Mă bucur foarte mult pentru tine. Mulțumesc pentru invitație. Repet, a crescut sub ochii mei și mă bucur foarte mult că fata s-a făcut mare, e mămică, trece vremea și trece frumos. Maria, mult succes! Mulțumesc! Pupă toată familia! Doamne. Rămâneți să vedeți la Prima TV fotbalul și rămâneți alături de noi și căutați familia Iordănescu, pentru că, iată, e o familie care trece frumos prin viață, ceea ce este mare lucru. Am zis bine? Foarte bine! Pupăm fata, doamnelor și domnilor!